Președintele Partidului Poporului la nivel național a fost prezent astăzi la Arad pentru a se întâlni cu reprezentanții de la nivel local. Am venit la Arad, în primul rând, pentru a ne organiza pentru perioada următoare, care cred că nu este un secret pentru nimeni, urmează alegerile parlamentare și ar fi bine să nu ne prindă descoperiți și să ne prindă foarte pregătiți de altfel. Organizarea alegerilor parlamentare este țelul în această perioadă. În acest moment, în urma studiilor pe care le-am făcut și vă spun și precizez că în acest moment avem luat în calcul faptul că vom putea obține 2 deputați și 1 senator. Sigur că lucrurile curg în sens pozitiv în ceea ce privește Partidul Poporului Dan Diaconescu și s-ar putea să facem o surpriză. Alegerile pentru Parlamentul României vor avea loc în data de 9 decembrie.